Maria Băsescu a venit și de această dată în Gorj pentru a face cadouri bătrânilor înainte de Paște. Oamenii s-au bucurat foarte mult, chiar le-au dat lacrimile pentru că își vor petrece sărbătorile pascale în cămin fără familie, iar aceste cadouri i-au emoționat. Bună ziua! Am revenit, așa cum am promis, împreună cu doamna Vera Filiza. Am adus de Paște niște cozonac și niște lucruri care le mai trebuie bătrânilor. Devenit obișnuită locului. Să devin obișnuită. Vă doresc un Paște fericit și multă sănătate. De la cine ați primit aceste cadouri? De la doamna Băsescu. Vă bucurați? Da, foarte ne bucurăm. Am primit cadoul de la doamna Băsescu, o floare și un cozonac și la ceilalți copii care am mai fost în inspectorat. S-a părut ceva foarte frumos din partea dânsei. Un cadou foarte frumos. Eu nu mă așteptam. Vă emoționează acest gest, vă dau lacrimile. Păi da. Ce să facem? Dacă nu putem să fim și noi acasă ca lumea. La plecare, Maria Băsescu a promis că va reveni în Gorj și anul viitor. S-a bucurat foarte mult, veți reveni aici? Sigur. Și anul trecut am promis că revin și am revenit. Este pentru al treilea an când vine la Dobrița și Suseni. Bineînțeles, o contribuție deosebită o are domnul inginer Filiza, pe care l-ați văzut alături de dânsa. Ceea ce a adus aici, a adus și la Dobrița. Deci alimente, televizoare, mașină de spălat, exact ceea ce au solicitat asistații. Prima femeie în sat a primit chiar și un cadou. Doamna Băsescu, da. Sunt Ovidiu Pârâianu. Da. Eu sunt cel care realizez vinele și cheile ale fiți. Asta sunt cele două modele pe care fata dumneavoastră le va primi la nuntă. Aici este inelul România, așa se numește, cu simbolul brâncușiene, iar aici se vede inelul mult mai bine, așa arată, mărit. Da. La nuntă când va fi. Ea l-a comandat sau? Eu l-am făcut așa cum am făcut pentru Carla Bruni Sarkozy. Da. Soția președintelui României a fost întâmpinată numai de Constantin Preoteasa, directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, alte autorități județene nefiind prezente.